simulatorul de zbor asigură antrenamentul piloților pentru zboruri de zi sau de noapte în orice condiții meteorologice. Sunt misiuni, mai ales cele legate de folosirea munițiilor inteligente, care sunt foarte scumpe, iluminatoarelor laser, care la fel sunt materiale scumpe și nu se pot folosi în zborul de instrucție permanent, care la simulator se pot executa oricând. Simulatorul de zbor are o implicație deosebită, întrucât este o tehnică de ultimă oră care folosește extrem de mult la antrenamentul piloților. Folosește mult pentru a-i pregăti teoretic, pentru a-i pregăti practic și în paralel pentru a face o reducere a consumului de resurse în mod substanțial. Piloții pot participa și la simularea unei confruntări. Pilotul este responsabil în sensul zborului și de ce trebuie să aibă grijă să aterizeze și să decoleze, nu ca cel de pe simulator, și în același timp este atacat sau poate să atace cu arme virtuale sau poate să fie văzut cu radare virtuale în zbor, ceea ce este, după știința mea, sunt două sau trei armate în lume care mai au așa ceva. Școala de aplicație pentru forțele aeriene asigură pregătirea practică a piloților de vânătoare. La zborurile de antrenament sunt folosite aparate IR-99 Shoim.